În primele 4 luni ale anului, ca urmare a implementării Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost încadrate în muncă 3.007 persoane, dintre care 1.269 femei. Din totalul persoanelor ocupate până la sfârșitul lunii aprilie, 1.422 au peste 45 de ani, 809 au vârstă cuprinsă între 35 și 45 de ani, 530 au între 25 și 35 de ani, iar 246 sunt tineri sub 25 de ani. În funcție de rezidența din totalul persoanelor încadrate în muncă, 2118 provin din mediul urban, 889 persoane sunt din mediul rural. Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale, 1241, urmate de cele care au ca studii școala profesională sau de arte și meserii, 935. Numărul celor fără studii sau studii primare și gimnaziale este de 696, cei cu studii post-liceale sunt în număr de 49, iar cei cu studii universitare sunt în număr de 86. 575 de persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activității de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele AJOFM. În primele 4 luni ale anului 2019, numărul persoanelor care au beneficiat de asistență pentru înregistrare în evidență ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea asigurării protecției sociale privind acordarea indemnizației de șomaj sau cuprinderea în măsuri active a fost de 5.028 de persoane.